Bună ziua, dragilor, vreau să vă arăt aici minunăție. Deci floarea asta e înflorită de vreo lună și nu se oprește din înflorit. Îi dă lăstărei noi pe aici. Eu nu înțeleg ce este cu ea, ce e nebunia asta. Uitați-vă puțin la ea. Suntem puțin aici la zona de plătuțe. Să-mi iau și eu o doză de relaxare vizuală. Fiți atenți și la pasiflora asta, cum a urcat pe aici. O lăsăm să urce pe gard, să facă gardul frumosel. Și minunăția asta, vă, că a făcut un puiuț, un bobocel acolo. Astăzi eu pregătesc la prânz pui pe pat de cartofiori la cuptor ca să scap repede. Ziua și cu fața, mergem la găinuțe să le dăm și lor să ciugulească, mai am încă farfurie acolo. Lăsăm mâncare la cuptor, iar după venim să continuăm situația cu niște gutui. Am de rezolvat o situație, să vedem dacă doarme bebe în continuare și mă lasă să fac treabă, continuăm. Dacă nu, se la vii! Ce faceți, băi, codițe? Astea albe sunt blânde, astea la alte... Am înțeles, Hercule. Astea la alte, care sunt de ouă, să n-ai cum să pui mâna pe ele, astea la alte. N-ai treabă, stau! Ce, mamă, ce iau, ce frumoasă e asta! Nu e mare poveste cu gemul de gutui, dar am zis să mai stăm și noi așa la o vorbă. Am aici o grămadă de gutui și de la noi din grădină și din cele ce mi-a adus vecinul meu. Ce e mai verde și cu frunză le las să se coacă, să le mâncăm. Iar ce e galben, ca ăstea așa, ăstea merg la dulceață. Deci miroase grozav. Ia uitați-le ce frumoase sunt. Sunt și găunoase, mai au și viermi, după cum se vede, dar sunt 100% naturale, așa că ce mai vrei de la viață? Momentan trecem la operațiunea spălat de gutui. Primul lucru pe care îl fac este să spăl gutuile. Am un burete de vase nou-nouț și cu partea asta mai grunjoasă, pur și simplu dau puful jos, dau drumul și la apă, pun gutuia sub jetul de apă și fred tot puful ăsta de aici, pentru că nu-mi place să arunc coaja. Acolo e tot ce trebuie în coajă. Și pur și simplu curăț gutuile una câte una, înainte să trecem la partea de curățat. Ce se întâmplă, Doamne? Cred că cel mai greu la dulceața de gutui este că sunt viermănoase, cel puțin astea care, pe care le-am eu, sunt viermănoase și trebuie să le, să le pigulești, să le tai, să le toate alea. Și eu merg pe varianta repede, le-am curățat. Vrei și tu una? Trebuie să alegem una. Asta? Una subțirică pentru tine, săros. Nu vrei? Le-am curățat, mai am câteva, vreo 6 așa, după le bag la blender ca să le mărunțesc, să le pun la fiert mai apoi. Dar momentan cu asta mă ocup. Cu un baby care e așa și așa astăzi, nu știu ce se întâmplă cu el, și cu aceste gutui care trebuie executate. Ce vrei, mama? Asta? La curățat e mai greu, că la răzuit mă ocup să pun în blender și mi le face mărunt blenderul. Mie îmi place să fie răzuite gutuile pentru la gem, la dulceață, nu contează, dar să fie răzuite. Atunci vă dați seama că aș întârzia eu aici o eternitate să răzui la gutui, așa că le bag în robot. Și m-ați întrebat de robotul ăsta, ori de câte ori vi-l arăt, mă întrebați despre el. Eu l-am... Ăsta de aici este. Imediat o să vă duc la el și o să vi-l arăt mai de aproape. Eu l-am de la Lidl din 2019. Adică din 2019 mă folosesc de el. E un fel de Thermomix, dar de la Lidl. Și face de toate. Face și mâncare, face... Adică poți găti în el. Mixează, poți face aluat. De multe ori aluatul, ați văzut că îl fac la el. Fie de pâine, fie de covrigi. Ce mai faci? De toate face. Bate ouă, spumă... Răzuie, după cum ați văzut, adică blenduiește toată situația. E destul de versatil și chiar vorbeam cu nașa mea astăvară dacă se merită, între ghilimele, sau nu, Thermomix-ul. Și din punctul meu de vedere, da, se merită, pentru că avându-l pe ăsta, știu câte treburi îmi ușurează dânsul. Adică ori Thermomix, ori o marcă mai ieftină. Eu v-am spus, mi-am luat...
robotul ăsta în 2019, a fost 300 de euro și îl am și în ziua de azi și merge perfectamente. Acum Thermomix-ul e mai scump, normal, dar mă rog, eu îmi fac treburile foarte bine cu ăsta și imediat când băgăm ăstea la blenduit, vi-l arăt și de aproape, îl aduce la Lidl de 2 ori sau de 3 ori pe an și acum îl are și cu cuva mai mare. Eu câteodată mi se pare că e mititel pentru cerințele noastre de acum, dar chiar și așa îmi ușurează foarte mult munca. Când e vorba de gătit, e mic ăsta pe care l-am eu, dar are, au cei de la Lidl și variante mai mari, cu cuva mai mare, au și cu ecran din ăsta tactil, al meu este cu butoane. Deci s-au mai modernizat de atunci și ăștia, dar da, hai să vă arăt cum e. Dânsul este robotul meu, v-am spus, din 2019, e cu mine și așa se numește. Și așa am făcut zi gutuile de până acum, imediat le cântăresc ca să știu cât zahăr adaug și le pun la fiert. Am adăugat zahăr în compoziție și acum o să adaug și sucul de la o limetă. N-am lămâie. De fapt am lămâie, dar mi se pare mai aromată limeta. Stați așa să nu cadă sâmburei în compoziție. Jumătate aici, jumătate acolo, că e multă compoziție. Zahăr am pus mai puțin decât pun de obicei. De obicei pun jumătate din cantitatea de fruct, pun zahăr. Ei, tura asta am pus mai puținel, că am zis eu că e mai ok. Așa, dat fiindcă erau foarte dulci gutuile. Facem gem, nu facem dulceață, că la dulceață trebuie mai mult zahăr. Bun, acum amestec. La fiecare kilogram de gutui pun un pahar de apă, 250 de ml de apă. Am pus treaba la fier, dar acum țineți în pumnii să nu dea în foc. Dacă dea în foc, nu știu ce să mă fac, am umplut o oală de, cât are asta, 5 litri sau 6 litri, nici nu știu. Dar e full. Acum, Ana, ia uita ce frumos a lăsat siropel. V-am spus, am pus 3 pahare și un pic la 3 kg 300. Acum, dacă vedem că mai este nevoie, că nu-i fiert bine situația, mai adăugăm, dar eu cred că e ok așa. Am scos și mâncărica de la cuptor. Baby se alimentează și nu vă arăt ce am în sufragerie, că l-am lăsat să se joace cum a vrut el și acum papă, dar se ocupă să și fluiere. Ce faci, mami? Mănânci și fluiere? Aoleu! Și am băgat ieri seară doamna sobiță cu virgulă cuptor în casă. Mai trebuie să îi punem aici încă, încă un tub ca să scoată fumul, evident. Și gata, ne apucăm să facem foculețul. Nu e frig așa de foculeț, dar o să fie frumos. Și la noi, trebuie să mă duc să arunc la găini resturile de țicotoarele de gutui. Mi se face dulceața, că am pus-o la foc, că vreau să vă arăt feijoa. Feijoa sau feijoa, nici nu știu cum mi se zice corect. L-a mai găsit Ștefan iarăși prin vecin, un pom tropical, este din America Latină, se cultivă cu precădere în Brazilia și e genial. Practic el se taie în jumătate și se mănâncă, dar eu îi pregătesc acum lui baby și îi tai coaja. Coaja e puțin mai tare așa, cu cât ai avânt mai mult în mijlocul fructului, cu atât e mai moale, seamănă la gust cu guavă, dacă ați mâncat guave, cam ca ele... Au un gust tropical, o multitudine de fructe simți atunci când îl guști. Lui Andrei îi place foarte, foarte mult și nouă ne plac, ca și guavele, că și guavele ne plac, mamă, mamă. În spaniolă, guajaba, în română, guavă. Și la feijoa ăsta, așa se zice și în română, și în spaniolă, feijoa, cred că așa se numește, dacă mă înșel, să-mi fie cu iertare. Așa arată, l-ați văzut și verde, l-am curățat de coajă și hai să-i vedeți mijlocul. Uite, așa arată și în mijloc. Mamă, deci are un miros foarte neasemănător cu nimic. E ușor tropical, așa e. Parcă ai bea fructe fresh. E o multitudine de mirosuri acolo. Ia uitați ce frumos este. Iar gustul divin, minunat. V-am spus, bebe încântat. Bine, când mă întreba cineva, e vreun fruct să-mi placă lui bebe? Nu am dat de fructul ăla momentan și până acum, deci eu mănânc orice fruct îi dai. Dar ăsta, mă, e nebunie curată. Am mai găsit Ștefan, repet, încă un pom tropical. Uitați-l și pe celălalt la mijloc cum arată. Vedeți?
trebuie să-l aducem și noi acasă, că e desăvârșit. Și dacă este prin vecini, înseamnă că se cultivă cu succes și la noi. Uite, aici se vede bine. Așa că trebuie să-l aducem și noi, că e delicios. Îmi fac mamiei. Miau! Miau! Miau, animăluțele! Vă era dor de individ? Ce faci, individule? Ce faci? Foarte încântat că dă pânică la hățuște. Nu băga mâna pe acolo la ele, mama, nu? Și astea sunt vesele, că au pânică. Ia uite-le. După cum se vede, roșia care era roșie a fost devorată, bineînțeles, de noi. Două am găsit așa, pârguite, și le-am mâncat. Nu ne-am gândit la ele. Auzi. Dar se pare că aici se mai face una. Ia uite. Este roșie. E de bine. La roșii nu ne plângem, că ne-a ajutat vremea să avem roșii la începutul lui noiembrie. Ia uitați. Frumoase, frumoase. Ia uite. Și mari. Căutam eu roșii mici. Ia uite-le. Roșiile cherry. Am o tufă mare aici, chiar lângă roșiile astea mari. Și uite, e plin acolo în jos. Plin, plin. Da. Ți-ai și tu să mănânci? Aia e cam verde. Ia alta. Asta nu-i bună, e verde, mama. Ia alta. Uite, hopa, aia roșie, roșie. Da, ia alta, bună. Așa. Da, aia bună, da. Mamă, ce bun e. Direct la sursă. Foarte bun. E bun? Ești fericit? Sigur că ești fericit. Ia uite-ați cum caută roșiile. Astăzi întârzi puțin cu postatul de vlog. Sunt foarte bine aranjat. Am venit după Alexul la școală, aștept o mașină să iasă. O iau, o duc acasă și îmi continui treaba. Am terminat dulceața, adică gemul. Trebuie pus în borcane și sterilizat. Și se fini pentru astăzi. Bine, trebuie să strâng în bucătărie dezastru, dar cam atât pentru astăzi. Dat fiind cele zise, vă pupăcesc, ne vedem și mâine, dacă așa vrea bunuțul, mai încolo, mai pe seară, mai pe diseară, mai așa pe la 10, mai postez ceva că am pregătit. În momentan, vlogul se închide aici. V-am pupat!